Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre valoarea pasivă reflexiv-pasivă. Îți mai aduci aminte de construcțiile pasive cu verbul a fi? Construcțiile pasive. Aici, subiectul suferă acțiune, iar verbul a fi are un rol auxiliar împreună cu participiul verbului de conjugat, el alcătuiește forma pasivă. Pasiv-reflexivul. Valoarea pasivă este marcată prin pronumele reflexiv se atașat unei forme active. Iată câteva exemple. Se știu detaliile despre spectacol. Minciuna se recunoaște mereu. S-au știut mereu regulile. Iată construcțiile cu pasiv reflexivul. Se știu, se recunoaște, s-au știut. Totuși, să știi că există diferențe de formă între formele de pasiv cu auxiliar și cele de reflexiv-pasiv. Da, mi se par cam grele construcțiile reflexiv-pasive. Vom putea oare să le înțelegem, să le diferențiem? Iată, câteva construcții pasive cu verbul auxiliar a fi. Regulile sunt cunoscute de către toți cetățenii. Tu ești cunoscut de toți. Formulele matematice sunt memorate de elevi. Construcțiile reflexiv-pasive. Regulile se cunosc de către toți cetățenii. Formulele matematice se memorează de elevi. Observ că cel de-al doilea enunț, nu are aici o formulare cu construcție reflexiv-pasivă. Oare de ce? Vom lămuri în continuare. E posibil să fi observat construcțiile, diferențele între construcțiile reflexiv-pasive și construcțiile pasive cu verbul a fi. Hai să vedem! Să vedem diferențele între o construcție pasivă realizată cu auxiliarul a fi și o construcție reflexiv-pasivă. Ce vom observa? Următorul lucru. Faptul că această construcție pasivă realizată cu verbul a fi, da? Verbul a fi este auxiliarul, da? A fi, plus participiul verbului de conjugat, să nu uităm, acordat cu subiectul. În cea de-a doua situație, în forma reflexiv-pasivă, se adaugă pronumele reflexiv se, da? Îl numim pronume reflexiv, da? El se adaugă formei active, cunosc, forma activă. Bun, ce este foarte important este faptul că acest pronume reflexiv nu va avea funcție sintactică. Singur, da? El intră în componența verbului și va avea cu el împreună funcție sintactică. Să vedem alte diferențe. Tu ești cunoscut de toți. Și iată, la construcția reflexiv-pasiv am tras o liniuță. De ce? Pentru că forma aceasta reflexiv-pasivă, pe lângă valoarea pasivă, are și valoare impersonală. Și, bineînțeles, nu va apărea pentru persoanele întâi și a doua. Deci nu voi avea o formă reflexiv-pasivă pentru persoanele întâi și a doua. Ea va avea forme doar pentru persoana a treia, singular și plural. În cazul nostru,
Construcția aceasta pasivă cu verbul a fi este la persoana a doua și nu o voi putea transforma, nu-i voi putea găsi un corespondent ca reflexiv pasiv. Formulele matematice sunt memorate de elevi. Și formulele matematice se memorează de către elevi. Iată, sunt memorate, se memorează. Da? Subiectul nostru, complementul de agent. Observ că se păstrează structura, însă am transformat construcția activă cu verbul. Construcția pasivă cu verbul a fi, am transformat-o în construcție pasiv-reflexivă, folosind se ca marcă a pasivului. Hai să reținem câteva elemente. Ce vom reține legat de reflexivul pasiv? Ce vom ști? Faptul că voi avea pronume reflexiv, se plus forma activă a verbului. Bun, acesta este primul aspect. Al doilea aspect, formele doar pentru persoana a treia, singular și plural. Persoana a treia, singular și plural. Bun. Ce mai este de reținut? Faptul că această formă de reflexiv pasiv are și valoare impersonală. Da? Și, bineînțeles, acest pronume reflexiv se, vom ști că nu are funcție sintactică în această situație, în momentul în care el ajută la realizarea unei forme de reflexiv pasiv. Îți mulțumesc pentru atenție! Aici ai bibliografia dacă ai nevoie de informații suplimentare. Mult succes!